Ziua bună, dragi români, oriunde v-ați afla. Astăzi am plăcerea să fiu cu leii, cu leii de la Sălaj și cu leul de la București. Și lângă mine, în dreapta mea, este domnul Marius Longodor, președintele filialei Sălaj a Partidului Lege, Educație, Unitate. Mai departe este domnul președinte Constantin Andi Constantin Lupu, președintele la nivel național al Partidului Lege, Educație, Unitate. Și nu în ultimul rând, domnul Dinu Olăhuț este președintele la Cehul Silvanii, de altfel toți trei sunt candidați, e prima oară când fac dezbatere electorală, dar mă bucură pentru că eu, vedeți aici, leu, sunt leu, nu numai în inimă, ci sunt leu și cu frații mei lei. Și sunt secretarul organizației județene, a filialei județene. A, și secretarul filialei județene. Să știți că aici la Sălaj m-am simțit foarte bine pentru că se simte românism. Prin orice localitate treci în județul Sălaj, că e mai mică, că e mai mare, trăim și simțim românește. Domnul președinte, cu ce gânduri porniți în această campanie electorală? Acum și 9 iunie. Cu gânduri bune, dar pornesc cu o dorință. Ca tinerii și pensionarii să fim uniți, să demonstrăm celor de mijloc că se poate face o schimbare. Și schimbarea începe cu noi, tinerii, și dânsii ne sprijină în a construi o țară. Nu-i bine zis ca afară, dar o țară a românilor. Să știți că această simbioză, că e o simbioză între tineri și, nu spunem bătrâni, pensionari, seniorii noștri. Experimentați. Mai experimentați. Cred că poate să facă bine României. De ce spun lucrul ăsta? În primul rând, ei se gândesc că dacă continuăm cu cei care sunt astăzi la putere, ei nu știu dacă în câțiva ani vor mai avea de unde să-și ia pensia. Că lumea fuge din țară, pleacă din țară. Nu, eu de mic am avut o sensibilitate pentru bătrâni. Eu am o mătușă la care îi spun mami. Are 82 de ani. M-a crescut de la 3 ani. Înainte. Adică țin foarte mult și efectiv mă întristează când văd că statul nu le oferă nimic. Absolut nimic nu oferă statul român pensionarilor, oamenilor vârstnici, nimic. Ce să mai vorbim tinerilor? Păi le oferă doar celor cu pensii speciale. Să nu uităm că sunt unii ăia care au venit aici, nu au fost la voi, la Șimleu Silvanii, ăla ruși pe buze cu ceasul de nu știu câte zeci de mii de euro, ostentativ, să cumpere o legumă. A cumpărat pătrunjel. Legătură de pătrunjel. Probabil a și negociat la 10 bani, 20 de bani, cine știe. Săracu, ce necăjit este el, atât timp cât vrea să-și cumpere niște pătrunjel cu... Dar să nu vorbim despre alții, să vorbim despre noi, să vorbim de faptul că încetul cu încetul Partidul Leu prindea vergură și este vizibil la nivelul României. E adevărat, nu suntem cei mai tari, suntem la început de drum, dar ne mândrim cu faptul că avem candidați în 8 județe. Și suntem curați. Asta e cel mai important. Cu inima. Suntem curați. Pentru cine întreabă, ai cui sunteți? Ce faceți? Noi suntem ai noștri. Suntem români și suntem lei. Și dorim o schimbare la nivelul fiecărei localități și la nivel național. De exemplu, am fost în decursul acestor zile în județul Sălaj, în Cehul Silvaniei, o localitate unde pe vremuri era unul dintre cele mai bune licee. Avea spital, avea o judecătorie. Acum au rămas doar niște clădiri abandonate din cauza lipsei implicării administrației publice locale. Domnul Lăhuț, ce ne puteți spune despre Cehul Silvaniei? Cum a fost și cum este? Vă pot spune foarte multe despre Cehul Silvaniei, dar în primul rând vreau să mă alătur colegului meu să vă spun că exuberanța tinerilor și cu experiența celor mai vârstnici va duce la un progres nemaipomenit, inclusiv în Cehul Silvaniei. Așa cum toată lumea se așteaptă ca noi să dăm și să facem o campanie negativă sau să le spunem ce n-au făcut și de ce n-au făcut, preferăm să facem o campanie pozitivă, să ne vedem de treaba noastră și să ne promovăm pe noi înșine. Atâta timp cât acest partid este un partid curat
și este un partid format din oameni iubitori de țară, de oameni, de români adevărați, dar a fi și patrioți. Dar a fi patriot nu înseamnă neapărat să fii șovin sau să fii extremist. Un bun patriot înseamnă să-și iubească conaționalii cu care conviețuiește. Un bun român înseamnă să aibă grijă de toți cei cu care trăiește în comunitate. Inclusiv de maghiari, inclusiv de țigani sau de romi, ca să nu fiu acuzat că fac discriminări, dar nu e o discriminare, pentru că ei știu foarte bine, țiganul așa s-a numit întotdeauna. Le-au inventat alții denumirea de romi. Și nu cred că se supără nimeni. Eu am făcut școala generală în cehul Silvaniei, până la terminarea clasei a 8-a. Am fost patru clase paralele, două de maghiari și două de români. Ne-am înțeles întotdeauna foarte bine. Niciodată n-am avut divergențe de genul celor care sunt acum. Adică să ne certăm, noi suntem maghiari și numai noi avem drepturi. Noi suntem români și numai noi avem drepturi. Nu e adevărat. Drepturile pentru noi toate au fost egale și vreau să vă spun că școala care s-a făcut atunci a fost o școală foarte bună și toți au avut șanse egale. Ba mai mult, am avut colegi care de la secția maghiară au venit la secția română ca să-și perfecționeze limba și au considerat că au o mai bună șansă de dezvoltare dacă știu mai bine românește. Ori în ziua de astăzi, în cehul, sunt persoane de naționalitate maghiară, toată stima și tot respectul, care nu știu vorbi românește. Ori asta este o piedică în calea dezvoltării lor, atât personale, cât și profesionale. Și după părerea dumneavoastră, care sunt lucrurile care trebuie implementate numai decât în cel mai scurt timp în cehul Silvaniei? În cehul Silvaniei, în cel mai scurt timp, trebuie făcut un parc industrial care să aducă investitori și care să creeze locuri de muncă. Cea mai mare problemă în cehul Silvaniei, problema pentru care tinerii pleacă din localitate, bătrânii nu mai vin sau cei de o vârstă cu mine care au făcut școala în cehul, au lucrat prin diverse locuri și s-au întors în localitatea de Baștină. Nu au unde să muncească. Efectiv, sunt o grămadă de oameni care nu mai au locuri de muncă, fabrica de mobilă s-a desființat, spitalul s-a desființat, gara s-a desființat, infrastructura este aproape inexistentă. Ori în aceste condiții, la ce să vină în CEU? Trebuie să le creăm oportunități, într-adevăr. Deci, în primul rând, trebuie create oportunități. Și după părerea mea, cel mai important într-o comunitate sunt locurile de muncă și sănătatea. Ori noi nu avem nici locuri de muncă, Și nici nici sănătate. spital. Noi nu putem să ne dezvoltăm fără aceste două elemente de bază. Păi, de fapt, dacă stăm să extrapolăm, lipsește și legea, și educația, și unitatea. Exact. Noi, în primul rând, dacă vom avea acea vizibilitate pe care ne-o dorim, și la nivel național o să reușim să ajungem în Parlamentul României, consider că o să dăm legi drepte pentru toată lumea, atât pentru tineri, cât și pentru bătrâni, atât pentru români, cât și pentru naționalitățile conlocuitoare, că vom face un sistem de educație viabil care să ducă la dezvoltarea tuturor tinerilor, nu numai a unei părți dintre ei, și că vom fi uniți. Unitate înseamnă, în primul rând, să conviețuim în bună înțelegere cu toți cei care locuiesc în comunitatea respectivă, indiferent că sunt români, maghiari, germani sau de alte naționalități. Nu neapărat că a fost un slogan că românii, maghiarii și alte naționalități trebuie să trăiască în bună înțelegere, dar chiar avem exemple pozitive în acest sens. Au fost foarte puține cazuri de neînțelegeri între români și maghiari pe considerentul că unii sunt români și unii sunt maghiari. Însă ce mă doare pe mine cel mai tare, că conaționalii noștri țin neapărat ca primarul să fie din partea partidului lor. Ori eu n-am nimic împotrivă, să fie. Dar să fie unul bun
care să facă treabă și să fie bun pentru toți cetățenii, atât români, cât și maghiari, sau ce mai trăiesc în Cehul. Nu prea mai sunt alte naționalități multe pentru că au plecat. Da, în Ceh au fost și țigani, au fost și evrei, au fost și slovaci, au fost și germani și a fost și spital, ca să răspund la o întrebare la care cineva zicea că n-a fost spital în Cehul. Ba da, a fost spital în Cehul și a avut poate unii dintre cei mai renumiți medici din Sălaj. Să nu uite de chirurgul Gerasim, să nu uite de Volșit, să nu uite de Oros, să nu uite de Bobină, să nu uite de Gheghe, să nu uite de Maicher și așa mai departe. O grămadă de doctori care la vremea respectivă au fost foarte bine văzuți și au fost respectați în comunitate pentru că au avut grijă de sănătatea oamenilor. Și atunci Cehul era într-adevăr un oraș. Acum este o comună puțin mai dezvoltată. Îmi cer scuze, dragi conlocuitori, că spun asta, dar așa este, din păcate. Ori noi nu avem infrastructură, nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem gaz, oare de ce? Și totuși e oraș. E oraș. Nici ca număr de locuitori nu mai îndeplinește criteriile de a fi oraș. În lege spune că trebuie să aibă cel puțin 10.000 de locuitori. Ori cei 10.000 de locuitori nu mai sunt de mult după Revoluție. Deci pentru renașterea Cehul-Silvaniei, pe 9 iunie, când mergeți la vot, votați Dinu Olăhuț ca primar și echipa LEU la Consiliul Local. Lege, educație, unitate. Și să nu uităm Consiliul Județean, a cărui reprezentant este aici domnul Marius Longodor. Ce ne puteți spune despre ceea ce vreți să faceți dumneavoastră atât în Consiliul Județean, cât și la nivel local la Zalău? Din punctul meu de vedere, ar trebui banii distribuiți egal, nu pe culoare politică. Adică cum PNL-ul la conducere să dezvoltă comunele sau unde sunt primari peneliști. Când a fost PSD-ul, s-au dezvoltat comunele PSD-iste mai mult. Ar trebui să se dezvolte toate. Să nu se facă discriminare între culoarea politică din momentul în care s-au terminat alegerile. Să fie oameni. Să construiască pentru oamenii din județ. De fapt, trebuie să fiți oameni din comunitate, exact, pentru comunitate. Exact, exact. Nu pentru interese pecuniare, exact, să-și umple unii buzunarele. Da. Să se acorde licitații în ghilimele, cu dedicație pentru firmele de partid. Asta nu-mi place și nu-mi plăcu niciodată. Atunci aș reveni la sloganul partidului, mie îmi place mult sloganul ăsta, leu cu leu să trecem de greu, nu? Da. Și să le spunem tuturor alegătorilor să uite că sunteți pe poziția 7, dacă nu mă înșel, și la Consiliul Local. La Consiliul Local al municipiului Zalău și la Consiliul Județean al județului Sălaj. Tot 7. Tot 7, da. Un număr norocos. Un număr norocos, da, 7. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să intervin și eu, având în vedere că sunt și eu pe lista de consilieri județeni. Vreau să vă spun așa, am citit cu mare atenție programele candidaților la președinția Consiliului Județean. Vreau să vă întreb, domnilor candidați, așa, de ce în toate programele aveți pentru toate localitățile din județ proiecte, programe, susțineri, dezvoltări și pentru Cehul nu aveți nimic? În niciun program n-am văzut inclus Cehul Silvaniei. Și totuși este unul dintre cele 4 orașe ale județului Sălaj. Și dacă vă aduceți aminte, acum o grămadă de ani când s-a înființat acest județ Sălaj, Cehul Silvaniei era raionul Cehul Silvaniei din regiunea Maramureș. Era mai mare decât Zalău. Nu uitați că până și băncile din parc le-ați adus, din parc din Cehul Silvaniei le-ați adus și le-ați pus în Zalău. Și vă pot demonstra cu acte și cu fapte. Uite, o istorie nescrisă, dar interesantă. Eu spun să vă dea Dumnezeu mult noroc, să le spunem telespectatorilor să le dea Dumnezeu mintea aceea de pe urmă. Să dea Dumnezeu să fie bine și să ne vedem victorioși după 9 iunie. Doamne ajută, eu vă urez succes din inimă. Domnul președinte este aici special ca să vă susțină și să-i susțină pe toți cei care merită, care simt și gândesc românește și pe toți cei care simt și vor să fie unitate.
fără să fie dezbinare, pentru că acel proverb latin, divide et impera, din păcate îl vedem prezent în viața de zi cu zi. Bă, ăla e al lui PSD, ăla e al lui PNL, ăla e al lui DMR, pe aia noi sprijinim. Dar provocând această dezbinare, ei conduc mult mai ușor. Deci, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați avut răbdare să ne ascultați până la capăt și vă îndemn cu mare drag să mergeți la vot pe 9 iunie. În primul rând este obligatoriu, că dacă nu mergeți la vot o să vă fure alții voturile. Și la doilea rând, nu uitați, lege, educație, unitate. Cei trei piloni a unei nații sănătoase. Poziția 7. Votați Leu. Ultima șansă la libertate, lege, educație, unitate. Iar la Cerul Silvaniei să votați poziția 4 la primar, poziția 5 la Consiliul Local. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim! Dragilor, leilor, vă doresc, cum se spune, vânt din pupă, chiar dacă suntem aici la Sălaj, și să vă dea Dumnezeu mult, mult, mult noroc, pentru că meritați, vă simt aproape, sunteți cu inima mare, sunteți români. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Doamne ajută!